Bună ziua, sunt Gabriel Bejan și vom discuta astăzi despre alegerile americane cu domnul Radu Florescu, președintele Democrats Abroad Romania. Este unul dintre oamenii implicați în campania electorală a democraților și care coordonează comunicarea cu americanii din România și cu româno-americanii din Statele Unite. Domnul Florescu este născut în Statele Unite dintr-o familie de români, are cetățenie americană și cetățenie franceză, deci nu are cetățenie românească, a lucrat foarte mult în industria publicității. Ce faceți mai exact acum în campania electorală a lui Joe Biden? Bună dimineața, Gabriel, și mă bucur că sunt aici cu voi. Hai să fac așa un sumar rapid și scurt. Rolul meu în prezent sunt președintele Democrats Abroad România, cum ai spus, organizație ce reprezintă interesele democraților americani din sănătate. Democrats Abroad este o organizație care a fost creată în anii 60 pentru a ajuta cetățenii americani din diaspora să voteze la legile naționale și de stat. Cu alte cuvinte, organizația noastră se asigură că fiecare american își primește buletin de vot, știe să îl completeze și îl trimite înapoi pentru a fi numărat. Munca noastră include de asemenea organizarea de evenimente prin care încercăm să informăm cetățenii americani cu privire la poziție și planurile candidaților. Este și important să subliniem că, în tot acest proces, noi nu susținem un candidat anume până la legile generale. Dar acum susțineți candidatul democrat. Da, acum, pentru că candidatul a fost ales, susținem acest candidat. Dar, în cazul alegerilor de acum, cum se spune în engleză, I wear two hats, port două palării. Pe lângă responsabilitățile ce mi revin de la cadrul Democrats Abroad, sunt și implicat în mobilizarea românilor americani care vor să voteze pentru Joe Biden. Până în prezent am participat, am organizat și am susținut activități de strângere de fond, evenimente virtuale cu fost oficial din cadrul Departamentului de Stat, senator actual, congressman american actual și mai multe. O mare parte din activitatea mea este susținută și de câteva foști ambasadori al Statelor Unite în România. Haideți să ne apropiem un pic de ultima dezbatere care va avea loc între Joe Biden și Donald Trump. Aș vrea să vorbim un pic despre la ce așteptări vom avea de la ea, pentru că prima dezbatere a fost criticată pentru că a fost plină de jigniri. Oamenii nu cred că au avut foarte multe elemente de înțeles despre ce vrea un candidat, ce vrea celălalt. La ce vom aștepta la această ultimă dezbatere? Va fi la fel? Da, uitați, în primul rând, când este vorba de prima dezbatere, a fost așa, am fost foarte dezamăgit, foarte dezamăgit. Cu siguranță sper că următoarea și ultima dezbatere va fi mai bună decât prima. Este de altfel aproape imposibil să nu fie așa, după ce am văzut noi. Păi care sunt elementele care vă fac să credeți că va fi mai bună? Că sunt aceiași candidați. Este dificil să spun, dar în acest moment știu că Trump este încă în campanie. Este în Ohio, este în Pennsylvania, în Nevada, statele. Și este în plină campanie. În timp ce Biden se pregătește pentru dezbatere, a luat în serios. Ce a fost niște modificări pentru această dezbatere, Comisia Electorală vrea să evite atacurile dintre cei doi candidați și a decis să le oprească microfonul altfel încât celălalt candidat să poată vorbi liber. Este cam trist că am ajuns la asta, dar asta e situația reală. Dar s-a mai întâmplat vreodată? S-a mai întâmplat într-o astfel de dezbatere? Să existe astfel de reguli? Niciodată. După experiența mea și după ce știu eu, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva.
Haideți să vorbim un pic despre ultimul subiect care este foarte important și probabil că va fi folosit în această dezbatere. Este vorba despre subiectul Hunter Biden și dezvăluirile făcute de ziarul american New York Post despre banii încasați de fiul candidatului Biden pe vremea când era vicepreședinte american pentru a intermedia o întâlnire dintre Joe Biden și conducătorii unei companii energetice ucrainiene, Burisma se cheamă, se bat cu compania. Voiam să vă întreb cum credeți că va afecta șansele candidatului republican această dezvoltare. Da. De fapt, este o poveste veche. Se discută asta de nu știu câți ani, de un an de zile, de fapt, când a intrat Joe Biden ca candidat principal al Partidul Democrat. Hunter Biden a fost vizat de diverse speculații în ultimul an, care nu a fost însă susținute cu dovezi clare de corupție. Este adevărat, a fost plătit un salariu lunar destul de mare, dar nu înseamnă nimic. Sunt sigur că dacă ar fi existat dovezi concrete în acest sens, ele ar fi fost făcute publice până acum. Suntem două săptămâni înainte de alegerile generale. Imposibil. Dacă ar fi ceva concret, sigur, ar fi deja publicat, s-a prezentat pe planul public, cu siguranță. Bun, întrebarea este, acum să lăsăm justiția americană, probabil o să descâlcească această poveste. Da. Întrebarea este, cum credeți că afectează acest scandal campania lui Joe Biden, pentru că și publicul american presupun că e destul de sensibil la subiecte legate de corupție. Da, dar sunt sensibil dacă sunt dovezi. Dacă nu uitați un pic ce a făcut Senatul, a fost o comisie designată pentru acest subiect și ei au determinat că nu este nicio dovadă, nicio dovadă concretă care a fost ceva ilegal. Astfel de acuzații reprezintă tactici de campanie menită să distragă atenția de la mandatul lui președintelui Trump și atât. Echipa Trump vrea să perpetueze o stare de iritare și alertă în rândul electorului său. Pur și simplu, atât. Dacă, cum am spus, dacă nu există dovezi solide, nimeni nu va acorda atenție acestui subiect, cu excepția electoratului Trump, care este oricum subiectiv. Acum și dumneavoastră sunteți subiectiv în acest subiect și voiam să vă întreb care e părerea personală. Până la urmă, credeți că e ceva neregulă ca fiul unui vicepreședinte să meargă și să promită unei companii din altă țară că va interveni pe lângă fiul său? Adică, cum vedeți dumneavoastră personal lucrurile acestea? Pot vă dau un exemplu mai personal. Eu am trei fii, da? Dacă fiul meu, unul dintre ei, a venit la mine și întreabă, tata, am nevoie de ajutor, evident, aș ajuta cu siguranță, dar până la un punct, dacă este vorba de ceva ilegal sau ceva necinstit, n-aș face acest lucru. Fiind vicepreședintele, cred, Joe Biden a avut întotdeauna o intenție să sprijină fiului său. Este normal, e firesc. Dar până la un punct unde să ajute fiului să facă ceva ilegal, nu cred. Nu cred, nu este omul, adică omul în formă de Joe Biden este un om care a fost întotdeauna cinstit, n-a avut niciodată un scandal, a avut niște strategie personală, a pierdut nevastă lui, a pierdut un fiul lui. Dacă nu uităm în istoria candidatului, nu este niciun caz de corupție sau un caz ilegal. Poate că Hunter Biden, care are niște probleme personale, cu siguranță intenția fermei Burisma a fost să
să leverage această relație cu vicepreședinte, dar, din nou, nu a fost nimic concret dovedit ca spune că a fost un act sau o tranzacție ilegală. Niciunul. Aș vrea să vă întreb acum, în calitatea dumneavoastră de om de comunicare, cum vi se pare atitudinea companiilor Facebook și Twitter, care inițial au cenzurat această dezvăluire făcută de New York Post? Da. Este o întrebare foarte bună și importantă. În ceea ce privește deciziile Facebook și Twitter, bine, versiunea oficială a fost că ambele companii au limitat accesul pentru că materialul în cauză face trimitere la un articol piratat, hacked, de la New York Post. Este într-adevăr, este o întrebare dificilă despre limitarea libertății de exprimare și care sunt limitele. Adevărul este că trebuie să existe limite. Vă dau un exemplu. Uită-te la QAnon, o teorie a conspirației care afirmă că elita Partidului Democrat este formată din pedofili și adoratori ai satanei. Este absolut ridicol. Dar unii oameni chiar cred acest lucru și le distribuie cu intenție evidență de a face rău. Și trebuie să punem întrebare, unde sunt limitările în acest caz? Nu am un răspuns perfect, evident, nu am un răspuns perfect la această întrebare. Cu toate aceasta, cred că în altfel de situații trebuie să primeze bunul simț și decență. Dacă există dovezi și indicii clare, atunci da, absolut de acord, ele ar trebui să fie publicate. Dar dacă vorbim doar despre speculații nefondate, atunci trebuie să facem apel la bunul simț. Păi și în situația aceasta, care este răspunsul noastră? E bine că s-au cenzurat aceste dezvăluiri sau ar fi trebuit să fie lăsate? Cum am spus, adică trebuie să subliniem unde sunt limitele. Eu zic că este dificil să vă dau un răspuns și nici nu vreau să evit un răspuns. Eu zic că trebuie să fie limitele, în acest caz nu pot să vă spun precis care sunt limitele. Eu spun că ce a fost publicat cu un computer găsit, nu știu unde, furnizat de Rudy Giuliani, care este un aliat al lui președintelui Trump, eu aș spune este mai mult despre speculații decât despre dovezi. Și în acest caz, dacă este doar speculații, cred că trebuie să fie limitate înainte de alegerile. Dacă domnul Giuliani vine cu dovadă concretă, nu cu niște materiale care au fost modificate sau editate și nu știu cum, asta trebuie să fie limitată. Vă numărați printre semnatarii acelei campanii începute de Wesley Clark, fostul șef al NATO, care spune că NATO nu va supraviețui încă 4 ani cu Donald Trump. Iar că această campanie este adresată cetățenilor americani care au familii sau rădăcini în Europa de Est. Puteți să spuneți de ce credeți că NATO nu va supraviețui următorii 4 ani și de ce ați semnat această scrisoare? Da. Pentru mine NATO este cheia pentru Estul Europei și în particular pentru România. Da? Hai să ne uităm un pic. Trump, președintele Statelor Unite, ca lider al lumii libere, ceea ce declară public contează foarte mult. Comentariile președintelui Trump despre misiune și rolul NATO, denegare aliaților NATO în fața adversarilor noștri, refuzul să-l înfruntă pe președintele Putin, repetatele declarații de susținere a dictatorilor din întreaga lume și de subminare a aliaților noștri, induc o stare de excepționalitate și nervozitate în rândul membrilor NATO, mai ales în această parte a lumii. Este simplu să spun aici.
Trebuie să ne uităm un pic la doi candidați. Să ne uităm la CV-ul celor doi candidați. Aici discutăm de fapte, nu de opinie personală. În calitate de șef al Comitetului pentru Afaceri Externe din Senat, Joe Biden a luptat pentru extinderea NATO în Estul Europei. Joe Biden a luptat în Senatul SUA pentru integrarea României în NATO. Și Joe Biden nu s-a lăsat păcălit de intențiile Rusiei, mai ales în Estul Europei. Dacă vă uitați din nou la semnătării scrisoi, avem militari, oameni politici, academicieni, cu reputație ca să sunt preocupați de ceea ce a putea face președintele Trump dacă va fi reales pentru încă 4 ani. Eu adică ce poate să facă? Poate să retragă Statele Unite din NATO? Sau despre ce vorbim aici? Eu aș vrea să cred că ceea ce spune președintele Trump despre NATO este doar o strategie pentru a atrage atenția. Adevărul este însă că pur și simplu nu știm. Nu putem face nicio predicție cu privire la eventual